Bun, ce mai avem? Criza în turism, ce zici despre ce declarau doamnele? Doamna, mi-a plăcut, doamna, nu știu, doamna Pânculescu, parcă vorbea frumos și femeia are dreptate. Băi, eu mi-am făcut acolo cu apuția, vine acum de la Apele Române să-mi ia bani pentru proiect. Are perfect, aia. Când a zis doamna respectivă, doamne, este o activitate sezonieră cu casa de marcat. Ce-mi trebuie mie casa de marcat? Și tot felul de prostii. Doamna avea perfect dreptate, dar cui să spui? Pentru că pe cine ăștia, interesează, nu? Ăștia care sunt la putere știu numai să ia bani de la oameni ca să-și facă ei buzunarele mari. În campanie electorală toți spun, vom avea grijă. Se întâlnesc cu turiștii, cu turismul, cu siderurgiștii și le promit tuturor câte ceva. Când ajung la guvernare, domne, da, vechea guvernare, știți, bandiții așa și nu se mai poate face nimic. Vorbești în țara asta la pereți, pe cuvântul meu. Stai, nu-ți rămâne decât să te plângi. Doamna se plânge la televizor, eu vin și plâng pe omorul doamnei și tot așa. În schimb, doamna Jenny Mandache, proprietară de hotel, știu că nu este greu, că și ea s-a cheltuit, femeia a făcut niște împrumuturi la bancă, dar a fost oarecum comic că spunea Jenny Mandache că noi suntem săraci, noi poporul român în general. Și în categoria noi se băgase și doamna Mandache, știi? Și după aia a fost comic când a zis, doamne, că au comentat ea cu suma forfetară, dar nu vreau să intru în politică. Păi o să intre că abia a ieșit. Doar a fost în PSD, abia a ieșit. Mai intră acum în politică. Comic așa. Da. Are dreptate șeful de la Cetatea, Ciprian Anton, să nu îi bage pe băieți în meciuri amicale cu echipe tari? Să nu îi demoralizeze? Să nu îi demoralizeze. O fi și asta o tactică. Dar este normal să nu îi duci pe cei, pe băieții ăștia la Cetatea să joace cu echipe puternice. Puternice. Vorba bine. Mai... tare așa. Da. Pentru că este firesc la cum arată Cetatea Suceava, la ce se întâmplă la acest club. Nu sunt bani, nu s-au făcut transferuri. Deci este evident că această echipă se pregătește, dacă nu pentru retragerea din campionat, se pregătește pentru Liga a treia. Și este normal, cum să joci tu, joacă cu Avântul Todireș, cu Metalul Bucecea, cu nu știu mai ce echipe din Liga a treia, ca să te obișnuiești de pe acum cu Liga a treia. După aia, domnul Ciprian Anton cred că nu este la curent cu fenomenul fotbalistic. O echipă cum este Cetatea Suceava, cu băieți tineri, care s-ar speria de o echipă tare dacă ar juca, pentru că i-ar demoraliza că și-ar lua-o tare. De exemplu, Cetatea Suceava poate să joace cu o echipă presupusă a fi tare, Dinamo București. Păi Dinamo București a luat bătaie de la o echipă din Liga 6-a franceză, așa că băieții noștri ar fi putut să se întâlnească cu ei, poate ar fi câștigat. Îi băteau și ei, nu? Și ar fi fost bine pentru moralul lor. Putea să pună, haideți băieții la Dinamo să jucați cu ai noștri. Dar de ce? Păi trebuie să le ridicăm moralul băieților noștri. Cum? Păi veniți voi, vă mai batem că doar sunteți ciuca bătăilor și o rezolvăm. Da. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor și domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!